În 1930, regele Carol al II-lea a făcut o vizită la Chișinău, unde urma să se întâlnească și cu mitropolitul Gurie. La ora fixată, povestește profesorul Constantin Tomescu în memoriile sale, regele a intrat în biserica catedrală. Arhiepiscopul, înconjurat de numărăși preoți în veșminte de sărbătoare, îl întâmpine la intrare pe rege cu Sfânta Evanghelie în mână și îl conduce pe rege în mijloc, iar el, Gurie, se ridică în fața ușilor împărătești, de unde îi citește de pe foaie un salut de bunăvenire. Dar adaugă liber următoarele cuvinte: Măria ta, noi am fost deprinși să întâmpinăm în biserică pe împărat, dar având alături de dânsul și pe împărăteasă. Am dorit să o vedem alături de Măria ta și pe majestatea sa, Regina Elena.